Salut jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe Arena Digitală, sunt Alex și astăzi discutăm despre ceva puțin mai diferit și anume VR sau Virtual Reality. Ei bine, cu ajutorul unui prieten, Sorin Botez, am reușit să testez Oculus Quest. Ei bine, după ce am testat Oculus Quest, am fost convins că trebuie să-mi cumpăr și eu așa ceva, pentru că întotdeauna aveam în minte lucrul că VR încă nu este unde trebuie să fie, VR este foarte scump, VR nu este atât de interesant ca și gaming. Ei bine, după ce am testat Oculus Quest 2 la Sorin, pot să spun că VR este mai mult decât gaming. Aș putea să spun că este o cu totul altă categorie de entertainment. Pur și simplu, te imersezi într-o altă lume, într-o lume virtuală. De asta oamenii care încearcă așa ceva devin pasionați de așa ceva și există o comunitate care crește tot mai mult pe această categorie de gaming în VR. Dar ce am eu aici? Este modelul Oculus Quest 2, varianta lansată acum vreo 2 săptămâni de 128 de giga. Ei bine, când a fost lansat Oculus Quest 2, acum aproape un an, au fost lansate un model de 64 și un model de 256 de giga. Ei bine, modelul de bază a fost acum upgradat la 128 de giga. Prețul pentru acest dispozitiv este undeva pe la 400 de euro, depinde unde îl găsești și ce adaos comercial este peste. De foarte multe ori este probabil că îl vei găsi de fapt pe la vreo 500 de euro, cel puțin în România. Eu am reușit să îl cumpăr cu vreo 460 de euro, cred, și acum pe Amazon cred că este pe la vreo 500 de euro. Facebook a avut niște probleme, să spunem așa, cu această lansare, pentru că acel burete care îl folosește această cască VR se pare că i-a iritat pe foarte puțin dintre utilizatori și atunci ce au făcut ei, au retras toate căștile de pe piață și trimit acum din nou pachetul cu o copertă de silicon peste care să ajute oamenii să nu mai aibă acele iritații de la acel burete. Dar înainte să vedem ce vine în acest pachet cu Oculus Quest 2, vreau să discutăm despre VR în general. Ei bine, VR este cu noi de zeci de ani, da? De zeci de ani. Primele teste au fost făcute acum vreo 20-30 de ani și întotdeauna a fost problema că tehnologia nu era unde trebuia să fie pentru a avea cu adevărat o experiență în VR, da? Experiența în VR s-a îmbunătățit foarte mult acum câțiva ani, da? De exemplu, când a apărut pe piață compania Oculus. Pe lângă Oculus există și alte companii care sunt foarte mari nume în VR, precum Valve, da? Avem Valve Index, care cred că lucrează împreună cu HP pentru aceste căști de realitate virtuală. Dar revenind înapoi la Oculus, dacă întreb un entuziast, un pasionat VR despre Oculus, s-ar putea să nu aibă o părere prea bună, pentru că Oculus a fost cumpărat de Facebook. Acum, ca să folosești Oculus Quest 2, ai nevoie de un cont de Facebook. Dar ce-mi place mie foarte mult la Oculus, faptul că Facebook a investit atâția bani, avem astăzi un produs la un preț rezonabil care concurează aproape de la egal la egal cu căștile care costă de 2 sau 3 ori mai mult decât această cască VR. Și pe lângă asta, Quest 2 îți oferă posibilitatea să ai Quest VR standalone, adică de sine stătător, adică nu ai neapărat nevoie de un calculator foarte puternic, pentru că până acum nu doar o cască VR era foarte scumpă, în jurul valorii de 1000 de euro, aveai nevoie și de un calculator, probabil cel puțin de 1000 de euro, ca să poți să ai o experiență plăcută în VR. Și asta însemna întotdeauna că erai legat și cu cabluri și aveai o grămadă de sateliți, o grămadă de echipament era necesar ca să ai o experiență în VR. Chestia asta a fost principalul lucru care m-a îndepărtat pe mine de VR. Ei bine, când am văzut că Oculus Quest 2, o cască VR cu un ecran de rezoluție calitativă, un ecran cu o rezoluție mare comparativă cu Valve Index, ei bine, am zis, da, vreau să testez căștile astea, mai ales că mie îmi plac lucrurile portabile. Mi îmi place foarte mult, de exemplu, Nintendo Switch, o experiență on the go, oriunde vreau de gaming. Ei bine, Oculus Quest 2 poate să ofere această experiență pentru că la bază este un sistem ce rulează Android, rulează un Snapdragon făcut special pentru căștile VR și poți să te joci jocuri impresionante în VR fără un calculator foarte performant. Din punctul meu de vedere, asta este un lucru la care concurența
trebuie să ia aminte și mi-ar place foarte mult să văd pe piață și alte căști care pot să facă acest lucru. Ei bine, așa cum v-am obișnuit, să ne uităm foarte rapid la cutie și ce vine înăuntru, pentru că în mare cam asta o să fie în clipul ăsta și vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii întrebările pe care vreți să le răspund în review-ul complet, care sper eu că va veni cât de curând, pentru că deja mă joc cu această cască de vreo 2 săptămâni. În partea din față, Oculus Quest 2 de la Facebook, după cum spuneam. Cam așa este la bază sistemul și, din nou, toată treaba asta poate funcționa wireless, inclusiv cu un calculator. Foarte repede, lista scurtă ce vine în cutie. Avem, bineînțeles, căștile care se pun pe ochi, avem acea copertă de silicon, 2 controlere, ei spun touch, plus 2 baterii, fiecare controller are nevoie de o baterie, avem un încărcător, un suport pentru ochelari și un cablu de încărcare, bineînțeles. Pe partea din spate avem unele dintre cele mai interesante jocuri pentru acest sistem. Ei bine, jocurile astea pot rula pe sistemul ăsta fără un calculator. Pentru că dacă conectezi aceste căști la un calculator, printr-un cablu, de exemplu, sau chiar prin Wi-Fi 6, sau chiar și Wi-Fi pe 5 GHz, poți să ai o experiență foarte tare wireless, dar ai nevoie, bineînțeles, de un calculator destul de performant și este extraordinar cum se vede Half-Life Alyx pe această cască VR, pentru că rezoluția este foarte bună, iar pe calculatorul meu cu 2080 Ti, pur și simplu, este o altă lume. Dar pot să spun că o experiență foarte bună poți să o ai chiar și cu un calculator mai slab. Cred că este necesar să ai cel puțin o placă video GTX 1070, mă gândesc eu, ca să ai o experiență în VR cât de cât rezonabilă, dar, bineînțeles, cu cât este mai performant hardware-ul tău, cu atât experiența va fi mai plăcută. Dar jocurile astea care le vezi aici în față, pur și simplu rulează direct pe cască, fără niciun calculator, așa că experiența va fi la fel pentru toți utilizatorii. Foarte repede vă arăt aici încărcătorul, este un încărcător USB tip C, dar este doar un încărcător de 10W. Ăsta este lucrul care vreau să se schimbe la următoarea versiune, la Quest 3 sau Quest Pro, habar nu am, s-ar putea ca Facebook să îl lanseze de curând, așa că fiți cu ochii în patru dacă vă interesează topicul. Momentan aș spune chiar că așteptați până la finalul anului să vedem dacă nu avem o altă lansare înainte să vă aruncați pe Quest 2. Și acesta este suportul pentru ochelari și aici vedem cum s-ar monta acest suport pentru ochelari. Cablu de încărcare nu știu unde l-am pus, de este pur și simplu un cablu alb, din păcate este de viteze USB 2, cam atât de lung, cam un metru. Aș fi preferat dacă Oculus ar fi introdus direct un cablu cu care să poți să te conectezi la calculator, din păcate ei nu au făcut chestia asta și vând un cablu cu vreo 80 de euro, ceea ce este ridicol. E bine, eu mi-am cumpărat un cablu așa de vreo 5 metri și pot să spun că și cablul ăsta a fost destul de scumpuț, a fost cred că vreo 20 de euro, da? Asta este dacă vrei să ai calitatea maximă și în același timp puțină încărcare, poți să folosești un cablu din ăsta. Pentru că această cască, de obicei, din câte am observat eu din testele mele, poți să o folosești cam vreo 2 ore, da? Pe baterie, pentru că ea vine cu o baterie. Ok, și aici este Oculus Quest 2, această cască de realitate virtuală. Cam așa arată toată treaba. Ei bine, chestia asta din spate mi-am cumpărat-o eu, pentru că suportul cu care vine lasă de dorit din punctul meu de vedere. Vedeți, ăsta este suportul cu care vine, pur și simplu niște elastice care prins pe cap, ceva de genul. Da, aici în față vă imaginați casca, da, și mai are chestia asta deasupra. Mie nu mi s-a părut foarte ok acest sistem, așa că direct am sărit pe Amazon să văd ce pot să îmi cumpăr ca să am o experiență mai plăcută. În primul rând pentru că această cască VR, bineînțeles că toată greutatea ei este în partea din față, da? Și nu era echilibrată. Chestia asta pe care am cumpărat-o și am atașat-o aici, observați că are aici destul de mult plastic. Asta înseamnă că o să balanceze cumva pe cap și nu o să mai simți că este grea în partea din față. Și pot să vă spun că nu mă plâng deloc de faptul că această cască ar fi grea. Pur și simplu, după ce o pui pe cap, dacă reușești să îți focusezi imaginea, să fie totul ok, pur și simplu o să fie o imersiune completă. Nu prea pot să spun că m-a deranjat greutatea acestei căști.
Ok, haideți să ne uităm puțin mai în detaliu ce înseamnă casca asta. Avem un material din plastic, este un plastic destul de dur, destul de durabil, nu scârție, este bine închegat împreună și putem vedea aici niște camere, da? Camerele astea sunt cele care ajută sistemul de tracking, pentru că acele camere trebuie să recunoască aceste controlere și să vadă care este poziția, ce faci tu cu aceste controlere, da? Pentru că veți vedea, în realitate virtuală, tu pur și simplu poți să interacționezi cu obiectele din jurul tău, mișcând mâinile, da? Nu doar ca într-un joc pe calculator, unde pur și simplu folosești joystick-ul, pur și simplu, în realitate virtuală, tu te întinzi cu mâna ca să iei un obiect. Și atunci aceste camere pot să își dea seama exact ce faci tu cu mâinile. Bineînțeles, sistemul ăsta de tracking te ajută foarte mult în majoritatea jocurilor, dar, de exemplu, dacă ai mâna la spate, nu mai știu exact cât de bine poți să ai acel tracking. Din fericire, majoritatea jocurilor nu prea necesită așa ceva. În partea stângă avem un jack pentru căști, dar avem și audio integrat, nu trebuie neapărat să folosești căști. Mulți reviewers spun că sunetul nu este destul de bun, eu trebuie să recunosc că mie mi-a ajuns sunetul ăsta care este deja integrat și difuzoarele sunt aici. Observați, acesta este difuzorul într-o parte și în cealaltă. Aici avem mai departe portul de încărcare USB tip C. Doamne ajută că nu este altfel de port, este standardul USB tip C și ai nevoie de viteze USB 3 dacă vrei să ai această experiență de pe calculator, pentru că poți să conectezi calculatorul aici după cum spuneam. Aici avem un microfon, al doilea microfon și aici după cum puteți vedea un buton plus minus pentru volum. În partea dreaptă avem un LED și butonul de power, adică butonul de pornire-oprire, țin puțin apăsat pe el, să vedem dacă pornim casca, vedeți că s-a aprins aici becul alb, asta înseamnă că acum casca va porni, iar aici în partea asta pur și simplu sunt lentilele și avem aici un sistem de ajustare pe 3 dimensiuni, vedeți că eu acum sunt pe dimensiunea 3 și pot să apropii aceste lentile. De la persoană la persoană, altă setare va fi bună. Ăsta este un minus oarecum, pentru că am înțeles căștile mai scumpe, de exemplu, au un sistem de reglaj mai complex, să-i spunem așa, nu doar această distanță dintre ochi. Treaba asta o să vină așa pe față și va acoperi toată vederea, inclusiv cea periferică. Pur și simplu trebuie să fie întuneric totul în jur și asta înseamnă că este o imersiune bună. Mai departe, chestia asta de aici din față se poate scoate și se poate înlocui. Dacă să spunem că nu vă place calitatea, vreți ceva mai calitativ, chestia asta pur și simplu se scoate și se poate înlocui. Și aici intră în discuție această copertă de silicon. Observați că coperta de silicon pur și simplu este pusă aici deasupra, pentru că în mod normal ai acest material de burete. Observați buretele astea. Ei bine, buretele astea nu știu dacă este cea mai bună idee, pentru că, după cum spuneam, se întâmplă să transpir cu casca virtuală, se întâmplă să ai tot felul de emoții în VR, așa că eu mă bucur foarte mult că au adăugat această copertă de silicon. Ce mi se pare foarte interesant sunt aceste lentile care sunt folosite. Observați că au un fel de nervuri. Ei bine, nervurile alea ajută la crearea acelui simț de adâncime, da? Pentru că nu e ca și cum ai avea pur și simplu un ecran ca de la telefon în fața ta. Ei bine, cu aceste lentile se realizează acea iluzie optică a faptului că există adâncime în realitatea virtuală. Asta înseamnă că anumite obiecte te uiți și știi că sunt aici lângă tine, alte obiecte sunt mai departe. Chestia asta este aproape incredibil cum au reușit inginerii să facă așa ceva. Pur și simplu se joacă cu simțurile noastre și, într-adevăr, intri într-o realitate virtuală. Ei bine, cum interacționezi cu realitatea virtuală? Oculus are și un mod în care poți interacționa cu realitatea virtuală direct cu mâinile, adică aceste camere pur și simplu poți să recunoască mâinile tale și ce faci tu cu degetele și poți interacționa așa, dar, în general, atunci când vrei să te joci, vei folosi aceste joystick-uri. Mai exact, avem un joystick pentru mâna dreaptă, un joystick pentru mâna stângă, cam așa arată ele.
sunt foarte natural de ținut în mână și haideți să ne uităm puțin mai în detaliu la fiecare dintre ele. Observați că atunci când țin în mână, automat cumva mâinile îmi stau foarte plăcut pe acest trigger și mai avem aici un buton care se numește grip, da? Adică când vrei să iei ceva în mână în realitatea virtuală, pur și simplu e ca și cum ai lua acest mâner în mână, da? E foarte interesant că, de exemplu, mă joc un joc de pescuit și exact așa ții undița în mână prins de chestia aia. Dacă dai drumul acelui buton, pur și simplu o să dea drumul undiței. Butonul ăsta necesită o forță de apăsare foarte mică, adică e aproape natural ceea ce se întâmplă aici și nu o să simți că trebuie să ții apăsat pe acel buton, pur și simplu e ca și cum ai ține ceva în mână. Butonul ăsta este de obicei ca un click de mouse, da? Adică poți să îndrepți acest controller în realitatea virtuală și cu acest buton poți să dai pe OK, să-i spunem așa, da? Adică, hop, vreau așa, vreau altceva. Și mai departe, butoanele arhi cunoscute de pe controllere, A, B, iar pe celălalt controller avem X, Y. Aici, mai departe, avem pur și simplu un joystick, ca pe orice controller, și aici avem un buton Oculus. Ce nu mi-am dat eu încă seama este dacă textura asta face ceva sau nu, da? Ei bine, vedeți că avem și o chestie aici de jur împrejur. Încă nu știu exact de ce este necesară chestia asta. Din câte am înțeles eu, chestia asta poate să-și dea seama oarecum ce faci și tu cu degetele aici pe controller și mai mult cred că este necesară pentru a putea acele camere să recunoască unde este acest controller. Am înțeles că emit un fel de lumini sau ceva de genul pentru a ști această cască unde se află acest controller și în general cam orice controller are ceva de genul. Controllerul este alimentat, după cum spuneam, cu o baterie. Partea bună este că țin foarte mult bateriile la acest Quest 2 și din câte am înțeles s-au reparat ceva probleme pentru că la Quest 1, dacă erai foarte agresiv cu ele, pur și simplu ieșea bateria și se deconecta controllerul. Ei bine, nu vei mai avea problema asta și chiar foarte recomandat să folosești acest șnur ca să nu-ți sară din mână, pentru că pentru foarte mulți oameni, atunci când intră în realitatea virtuală, aproape că nu mai își dau seama că sunt în realitate, de fapt, într-o cameră și pot să se întâmple tot felul de lucruri. Ei bine, cam atât am avut eu de spus în primul meu clip despre realitate virtuală, despre Oculus Quest 2. Recomand? Da, recomand, dar v-am spus, mai așteptați câteva luni, pentru că s-ar putea să se anunțe o versiune nouă, deși eu zic că și cu versiunea asta o să mă bucur foarte mult până ce o să apară versiunea nouă, pentru că Facebook poate va anunța o versiune nouă, dar cu siguranță este undeva în viitorul depărtat. După cum spuneam, versiunea asta doar ce a fost lansată acum vreo 2 săptămâni, versiunea 228 de giga, așa că m-aș mira să apară un Quest Pro de Crăciun sau nu știu, probabil că va apărea poate la anul, poate peste mai bine de un an. Pe final vă întreb, ați testat realitate virtuală? Ce părere ați avut? Pe ce sistem ați testat? Ce întrebări aveți despre sistemul ăsta? Și voi încerca cât de curând să vin cu update-uri și poate chiar să intrăm mai în detalii despre această minunată lume virtuală, să-i spunem așa, ceva mai mult decât ecranul normal 2D pe care îl folosim în fiecare zi pentru gaming. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!